Bună seara, dragi prieteni și dragi telespectatori ai CoolArt. În seara asta m-am gândit să vă fac o surpriză și vouă și, bineînțeles, și invitatei mele să-i fac o surpriză, să stăm de vorbă. O să stăm de vorbă așa cum facem noi de obicei, ca între prieteni. Și am să-i spun bună seara, Teodori. Bună seara, Teo. Bună seara, Ștefan. Bine ai venit la noi la emisiune. Îți mulțumesc foarte tare că ai acceptat. Și am o singură întrebare pentru tine. Cine ești, de unde vii și ce faci? Wow! Practic trei într-una. Trei într-una. De unde vin în momentul ăsta sau de unde vine în general? Cum vrei tu să răspunzi? Eu sunt Teodora Daiana Păcurar, sunt actriță, vin din Sovata, din județul Mureș, sunt ardeleancă. Na, păi bine, că-i și eu mis. De unde ești? Eu sunt din Alba. Am înțeles. Eu sunt din zona Mureșului, deci stă pe acolo, pe lângă. Aproape. Așa, și a treia întrebare era? Deci, cine ești, de unde vii și ce faci? Și ce fac? Și sunt actriță. Și ești actriță. Sunt actriță, joc. Și joci foarte bine. Mulțumesc frumos. Știi de ce spun asta? Pentru că telespectatorii nu știu, dar eu te-am văzut pe tine jucând în Bună seara, domnule Wild. Da. Într-un spectacol în regia lui Felix Crainicu, pe care îl salut cu această ocazie. Și aveai unul din partenerii tăi de scenă, este un copil foarte drag mie, Vlad Bânzoiu. Da. Și țin minte că voi ați avut un mare succes la București când l-ați jucat. Da, da, a fost. A fost, dacă țin minte, a fost premiera bucureșteană a spectacolului vostru. Da, atunci a fost prima dată când am jucat în București. Și da, cu Vlad noi suntem am fost colegi de generație, am fost colegi de grupă la facultate și aveam o scenă foarte mai multe scene, dar una dintre ele era foarte. Da, Vlad Bânzoiu, trebuie să mai spunem despre că tot am adus în discuție, a fost și olimpic la teatru. A, iauzi, cred că, da, parcă știam asta, dar... Da, da, a fost și olimpic la teatru și oricum e un actor bun și el și încearcă și el să-și găsească locul. Da, da. Hai să vorbim despre tine. Când ai început, când ți-ai dat seama că teatru vrei să faci? M-am hotărât să dau la facultate în clasa noua. Eu sunt din Sovata, din județul Mureș, cum am mai spus. La 15 ani am plecat de acasă, am plecat în Târgu Mureș. O să iau așa puțin din spate să ajungem la locul potrivit. Am plecat în Târgu Mureș, am intrat acolo la Colegiul Național Unirea, la profilul științe sociale, intensiv engleză. Am stat în internat 2 ani de zile, eram 8 fete în cameră. Povestesc asta pentru că cumva m-a marcat experiența aia. N-are cum să nu te marchezi. Fete în cameră și toată senzația aia de internat și cu doamna pedagog și plecam și ne scriam bilețele când... Ce bilete ieșeam, de voie. Bilete de voie, da. Și n-aveam voie să stăm mai mult decât cât scriam pe bilet. Și scriam de la ora 5 la ora, nu știu, habar n-am, 8 și jumătate. Și la ora 10 se închidea ușa. Și am zis, da. Și am spunea, nu, poți să stai doar până la 7. Și zic, păi nu se poate, că la 8 se termină spectacolul. Și eu mergeam la teatru. Da. Nu, gata, mă rog, uneori mă lăsa, alteori nu, da. Atunci am văzut toate spectacolele, cred că, a Teatrului Național din Târgu Mureș, da, Teatrul de Stat. Și în clasa nouă m-am hotărât că o să dau la un ATC. N-am făcut profil de teatru, doar că intrasem într-o trupă de teatru a liceului, care... După s-a unit cu trupa de teatru al liceului din trupa de teatru al liceului Papiu. Cumva ne-am ați unit colegile, dar eram un soi de grup mai mare. Și am avut câteva spectacole atunci. După care în clasa 12-a, mă rog, între timp am mutat în chirie, în clasa 11-a. Ai fugit din internat. Am fugit din internat și am zis, știu că aveam senzația asta, zic, vai, după ce plec din internat, o să fie minunat, o să pot fiu liber, o să pot să fac ce vreau, o să ies când vreau să fac. Dar de fapt... A fost invers. Da, nu, că am fost foarte cu minte. Chiar n-am ieșit, n-am făcut nebunii. O singură dată am ieșit noi, am sărit gardul internatului și am mers într-un club, dar nu ne-am distrat, adică n-a fost nimic interesant. Dar știu că aveam senzația, abia aștept să plec ca să pot să fiu liberă. Și în momentul în care am avut libertate, cum se întâmplă de obicei, lucrurile nu mai păreau atât de interesante. Dar nu mai erau atât de... Da, și nu mai venea să fac nimic. Adică eram, da, ok, stau în chirie. Da, și... am dat la Cluj, la facultate, după care am dat și la București, după care am ales să rămân în București. Da. La ce clasă ai terminat? Am terminat la clasa domnului Doruana, în an la domnul Doruana, noi eram 4 grupe, în clasa domnului Puiu Șerban și Ștefan Pelnicioc.
pe care îi salutăm cu această ocazie și să le mulțumim că au scos câteva generații de actori foarte buni. Da, sunt niște oameni minunați pe care îi apreciez și respect foarte așa mult. Este. Domnul Velniciuc a mai scos ultima serie de actori pe care îi și cunosc spre bucuria sufletului meu. Printre ei se află și Sonia, o actriță, o tânără actriță care acum joacă la Teatru Masca. Care a fost spectacolul de licență? Spectacolul de licență a fost Câinele grădinarului, de Lope de Vega. Da. Un remake al spectacolului lui Florian Pitiș. Moțu Pitiș, din 87 sau 88, 88. De la Bulandra. Un musical. Spectacol de teatru muzical, aș spune eu. Da, nu, musical e mult spus, e un musical. Musical. L-ai văzut? Pe al vostru, mi se pare că dacă mi-aduc aminte, și mi se pare că la un moment dat ai jucat și tu și era și Vlad. Jucați împreună în spectacol. De ce am râs când ai spus de Câinele grădinarului? Pentru că este spectacolul meu de suflet, apropo de cel vechi cu Moțu. Și trebuie să spunem că în spectacolul acela juca Florian Pitiș, juca Marcel Iureș, Maria Emilia Ploaie, Popescu. Emilia Popescu, Maia Morgenstern juca în spectacol. Manuela Ciucur. Manuela Ciucur. Da. A fost un pumn în piept spectacolul ăla. Da. Pentru toate generațiile care l-au prins în momentul ăla pe scena Teatrului Românesc. Și mă bucur foarte tare că voi ați avut curajul să-l faceți. Da, profesorii noștri s-au înhămat la Știu, pentru că, apropo de ce vorbeam, spectacolul are o anume istorie în Teatrul Românesc. Și atunci mă bucur foarte tare că v-ați asumat acest curaj. Da, și cumva spectacolul a devenit al nostru în timp. Adică a mai fost modificat, îți dai seama, clar. S-a schimbat. Și din fericire, încă îl mai jucăm. Asta e foarte bine. După destul de mult timp. Jucați acum? Îl jucăm la Teatrul Elisabeta. Următorul spectacol va fi pe 14 martie, de la 7 sau de la 8, nu știu exact. Da. Este al doilea spectacol de licență de pe scena Teatrului Elisabeta, care încă se joacă, pentru că în afară de spectacolul vostru, mai există un spectacol tot de licență în primă fază, vorbim de Frații Karamazov. Da, exact. În care exact. Joacă și un fost intervievat la noi, Andrei Ciopec. Da. Bun. De la spectacolul de licență. Da. Unde ai mers mai departe și ce ai făcut? Eu vreau să vă zic, vreau să zic că eu încă am emoții. Știu, se vede, dar e foarte bine că le-ai, că dacă n-am avea emoții, n-am transmite. E adevărat așa. Bun. Să iau cu începutul. Deci am jucat în spectacolul de licență, am intrat, domn profesor ne-a luat pe câțiva dintre noi, domn profesor Puiu Șerban, și am început să jucăm la Teatrul Elisabeta, unde joc și în prezent. Și ai destule spectacole. Da. După care am avut o perioadă, după ce am terminat facultatea, în care am jucat la Teatru din Giurgiu, Teatru Tudor Vianu din Giurgiu. Acum nu mai sunt acolo, dar am fost 2 ani de zile am jucat acolo. Da, acolo s-a pus prima dată în scenă Bună seara, domnule White, că trebuie să spunem chestia asta. Exact. Mai departe. După care, acum în prezent, să vă spun până acum ce am făcut, mai joc la Teatru Apropo. În două spectacole, Cadranul Plus Plus și încă un spectacol de teatru senzorial. Un tip de teatru pe care l-am încercat pentru prima dată, cu o echipă foarte frumoasă de tineri. Ne-am unit foarte frumos, a fost foarte drăguț. Cine e regizorul vostru? Radu Popescu a făcut spectacol alături de Adrian Ciglenean, care este specializat pe teatru senzorial. Și a fost o experiență foarte interesantă. Despre ce e vorba în spectacol? Adică, poți să spui? Tema este Orfeu și Euridice. Coborârea în infern. Da. În infernul din tine. Vorbeam înainte de a intra să înregistrăm interviu. Cu mare emoții și atunci. Da, spuneai de un nou spectacol pe care îl joci și mă bucur foarte tare pentru că, uite, vezi, lucrurile nu se întâmplă degeaba, nu sunt nimic întâmplător. Pentru că de curând am avut onoarea să-l avem în emisiune pe domnul Nicolae Călugărița, care este actor la Teatrul Evreiesc de Stat. Da. Hai să vorbim despre acest spectacol de la Teatrul Evreiesc. Da, este un spectacol la care repet în acest moment. Să-mi spui și mie unde mă pot uita, că vreau să unde mă vrei? În ochii oamenilor. Unde vrei, aici, unde uite aici, în camera asta. Așa. Eu să mă mai relaxez, să privesc un pic omul ca să mă mai relaxez. Deci sunteți acolo, e bine. Da, e un spectacol la care repet nu de foarte mult timp. Un spectacol foarte provocator pentru mine, din mai multe puncte de vedere. Scripcarul pe acoperiș, musical, Fiddler on the Roof, la care vom avea premiera pe 18 și 19 mai,
Lucrăm. Se lucrează intens. Da. Mă bucur foarte mult că fac parte din distribuția spectacolului, pentru că e chiar o provocare. E o echipă foarte mare, cu cântăreți profesioniști din cor, cu dansatori, frumos. Cu orchestră live. Chiar vorbeam cu domnul Nicolae Călugărița de spectacole pe care le pun acolo la Teatrul Evreiesc de Stat și trebuie să recunoaștem. Sunt niște spectacole geniale, de-a dreptul, multe dintre ele. Iată că vine acest clip care pe acoperiș, un musical. Da. Greu, da. Cu o distribuție destul de mare, cu lucruri pe care mulți dintre noi nu le-am mai avut pe scena românească. Da. Și zic eu că este un plus și pentru voi, generația tânără de actori, dar și pentru cei care sunt deja acolo. Și tare m-aș bucura să știu că acest spectacol va putea fi văzut de cât mai multă lume. Doamne ajută, sper. Acum am început să repetăm și cântecele și e foarte drăguț că repetăm. Noi o să cântăm în iddish. Tot spectacolul e în iddish. Nu? Este în română. Frumos. Doar că vom cânta în iddish. Da. Ceea ce zic eu că e destul de greu. Da. O limbă nouă pentru mine. Am un text acolo. În cântecul meu am un trio cu fetele, cu cele trei fete. Noi suntem cinci. Și partea mea de cântec este foarte rapidă. Adică trebuie să cânt foarte repede. Și limba iddish e destul de greu. E complicată și e greu de cântat, pentru că se cântă și pe consoane, adică sunt note și pe consoane, și trebuie să cânt și și repetam acum chiar înainte să vin cu Andrei și repeta cu mine și zice hai, nu, de ce spui procepes? Citește literele, de ce ne citești literele? Și e foarte drăguț că ne ajută și pe partea asta. Și voi învățați textele, cum le învățați în iddish? Le învățați fonic? Da. Pentru că altfel bănuiesc că n-aveți. Da, eu mi-am și scris pe textul, care oricum e scris fonic. Mi-a mai trecut. Ți-ai mai trecut și tu. Cârdii așa, nu, fără R. Notezi, dacă vă arăt textul meu, îl am acum în geantă, este... E o provocare pentru tine până la urmă. Da, chiar este. Dacă ne gândim că și în Bună seara, domnule Wild, voi ați dansat, ați cântat la un moment dat și acolo. Bine, nu se compară cu asta. Dar iată că ai un exercițiu deja și te ajută. Da, cumva da. Știi? Dar aici e un pic mai provocator. Și pe 18 mai ai spus că va fi premiera. Mai premiera la Teatrul de Evreiesc de Stat. Da. Repet, să dea Domnul să fie cât mai văzut spectacolul ăsta. Doamne ajută. Film? Lungmetraj n-am făcut. Îmi doresc foarte mult să fac. Așa că dacă se uite cineva, dacă un regizor de film se uite acum, să știe că îmi doresc să fac film. Am făcut un rol mic în noul film al domnului Horațiu Mălele, Luca, dar n-am avut un rol foarte mare. Însă acum filmez, mai am o secvență de filmat într-un scurtmetraj al lui Andrei Popescu, un scurtmetraj pe care sperăm să-l putem duce la festivaluri și așa. Și la concursuri. Da. Se numește Autograf, unde sunt o scriitoare care nu-și mai găsește muza. Frumos. Și care caută muza. Apropo că mai devreme vorbeam chiar de muză cu cineva și muză și antimuză. Da. E interesantă ideea. Vreau să te întreb ceva. Te rog. Din punctul tău de vedere... e foarte bine. Din punctul tău de vedere, în momentul de față, e o întrebare poate un pic provocatoare, poate un pic, hai să spunem, răutăcioasă. Crezi că teatrul românesc e bine? Unde e acum? Vorbim de tot ansamblu, vorbim teatru independent, teatru instituțional. Crezi că e bine? Dacă e bine? Adică se dezvoltă cum trebuie, stă pe loc, se duce undeva în jos, calitativ vorbind. Cred că în momentul ăsta sunt foarte mulți actori tineri foarte buni, care încearcă să facă meseria asta foarte bine și cred că încercăm să ajungem la un anumit nivel. Adică, de exemplu, mă gândesc acum că mi-a venit în minte, am văzut spectacolul Coriolanus la Bulandra. Da. Un spectacol, adică pot să-l compar cu orice spectacol de teatru din Europa. E un spectacol foarte bun. Da, este. Adică cred că încercăm să accedem și să ne ținem cumva după niște... De ce te-am întrebat, scuze-mă, te-am întrebat? Pentru că tu ai un... Și acum trebuie să recunoaștem, tu ai avut noroc să intri și în Teatrul Evreiesc de Stat, într-un proiect.
e ok, da, dar da, e teatru instituțional. Da. Și ai avut norocul să faci acest spectacol și s-ar putea, eu așa simt, cel puțin eu simt că va fi un succes. Dar pe de altă parte, apropo de tânăra generație de care povesteai și tu acum, sunt foarte mulți care, și nu o spun cu răutate iar, o spun cu un pic de regret, se pierd. Da, da, da. Știi ce vreau să spun? Știu, știu. Cred că și toți avem. Chiar vorbeam aseară cu o prietenă foarte bună, cu o colegă de-a mea, Teodora Sandu, pe care o salut cu această ocazie, cu care o să fac, sperăm, un spectacol în regia. Să spun și de asta, pentru că da, am foarte multe gânduri. Ne propunem, avem un proiect în desfășurare, mă rog, am repetat la el și sperăm să-l, când ne mai eliberăm puțin, să-l scoateți. Să-l scoatem cu Anca Maria Colțeanu, pe care o salut cu această ocazie și pe care o felicit din nou pentru spectacolele Treapta Nouă de la Teatru Bulanda, da, și Trucului Patrick de la Teatru de Comedie. Treapta Nouă l-am văzut și eu și știu. Foarte, foarte frumos. Ți-a plăcut? Da. Foarte. Da, da. Așa. Cred că este, să revin la ce ziceam, dacă vorbeam cu Teodora seară, cred că sunt foarte mulți actori, dar cred că e foarte important să ne păstrăm credința. Cred că e foarte important, cum mă sfătuia pe mine cineva acum ceva timp, să am încredere în norocul meu, să am răbdare. În primul rând răbdare. În primul rând răbdare. Și să muncești. Și să muncești categoric. La mine asta cu răbdarea e... E cam greu. E greu și încerc să învăț să am răbdare. Să faci un exercițiu, de fapt. Da. Dar cred că cel mai important, și asta am și scris în interviu, în primul interviu, pentru că acum am răspuns la un al doilea interviu pe care mi l-a cerut Andrei Crăciun, pe care îl salut cu această ocazie, am zis că e foarte important să ai credință și să ai speranță. Da. Vorba aia, speranța moare ultima. Da, da. Să te lupți și să știi de ce faci asta. La fel cum am răspuns în interviu, cel mai bun sfat, era întrebarea, cel mai bun sfat pe care l-am primit. Eu nu mă prea împac bine cu cel mai cea mai, pentru că mi-e foarte greu să aleg. Iau destul de greu decizii, sunt un zodiac gemeni și mi-e destul de complicat. E echilibru. Eu sunt taur. Taur, înaintea mea. Dar spuneam, mi-a spus mie cineva la un moment dat, nu mai știu exact cum suna, dar era așa, în teatru e ca în iubire. Merită să faci asta doar dacă nu poți trăi fără. Și cred că momentele astea dificile, pentru că toți avem, le avem, eu am. Clar, toată lumea le are. Cine nu recunoaște chestia asta e un pic... Le avem des, mai ales noi ca artiști care suntem atât de sensibili și de vulnerabili. Și care ardem. Și care ardem și ne chinuim și ne gândim ce să facem, ce se întâmplă. Cred că asta cu... ce ziceam, iartă-mă că nu mai știu acum ce ziceam. Că nu putem trăi fără. Da, cred că și asta încerc să-mi aduc eu aminte când îmi e greu. Încerc să-mi aduc aminte de ce fac asta. Care a fost scânteia care m-a făcut să fac asta? Și ce te-a împins din ce m-a împins? Adică, practic, focul ăsta interior pe care îl am, pe care îl avem, cred că ăsta ar trebui ținut. Trebuie în permanență viu. În permanență viu, da. Așa și este. Cred că e important să nu pierzi credința, după cum ziceam. Și să mergi înainte. Să mergi înainte. Să nu rămâi pe loc, să nu te ancorezi în lucrurile din trecut. Băi, ce mișto a fost în trecut. Da. Să mergi mai departe și să vezi de fapt că punctul ăla de acolo, pe care nu-l vezi în prima fază, dar îl simți că e acolo, ăla să fie momentul, ăla să fie de fapt ținta către care te îndrepți. La ce te referi când zici momentul? În general. În general, și când vine vorba de, apropo de carieră, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunt tineri care se pierd și e păcat de ei, că și ei sunt buni. Da. Dar n-au șansă la un moment dat, n-au, apropo de scânteie, nu-și mai păstrează scânteia vie pentru că sunt loviți din stânga, din dreapta și barii să spune, bă, mulțumește-te cu asta sau bă. Da, da, știi? Da. Dar cred că meseria asta, cum îmi spuneam eu profesorii mei, domnul Puiu Șerban și Ștefan Vilinciuc, în meseria asta ai nevoie de nervi de bou și sănătate de oțel. Asta știu că zicea și așa chiar este. Așa e, adică trebuie așa să fii, așa este. Să te antrenezi, să te disciplinezi. Să te disciplinezi până la urmă, pentru că vorbeam și eu la un moment dat cu niște prieteni și spuneam, băi, teatru, arta actorului, că teatru este produsul final, este mai rău ca disciplina din armată. Da. Și atunci trebuie să ai o disciplină clară, să ți-o autoimpui, să ți-o construiești, de fapt.
Da. Din păcate ne apropiem de final. Deja? Deja. Acum când m-am... Exact. Exact ce spuneam. Nu, știi, 25 de minute trec foarte repede. Păi au trecut prea repede. Exact. Și n-am spus tot ce voiam. Așa este. Vreau să te rog înainte de final, Teo, să transmiți un mesaj din partea ta către cei care se uită la noi. Știu că cuvântul ăla trebuie, e foarte greu de spus, cuvântul trebuie, dar ca să putem formula întrebarea, am să-l folosesc. De ce trebuie ca lumea să vină la teatru? Trebuie. Ah, m-am încurcat. De-aia ți-am zis că... M-am încurcat. Poate să găsească alte răspunsuri la problemele lor, să se bucure, să se detașeze de probleme și de cotidian, practic, să privească viața dintr-o altă perspectivă, să se emoționeze, pentru că asta cu emoția în ziua de astăzi este destul de... E uitată de foarte multe ori. Și nu ne mai amintim exact de lucrurile care contează, de fapt, de esență. Și să trăiască pentru câteva clipe o altceva, o altă poveste. Eu sunt cu poveștile. Da, o altă poveste. E mai frumos spus o altă poveste decât o altă viață. Da, cred că da. O altă poveste. Pentru că altă viață o trăim noi ca actori. Exact. Da. 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 Și pentru câteva clipe să fie în altă parte, în altundeva. Și să ia de la actori și să se bucure de... Era o scamă. Să se bucure de ce le transmitem noi și de ce le dăruim noi. Teodora, eu îți mulțumesc foarte mult. Ai fost un partener de discuție excelent. Mulțumesc frumos și abia aștept să mă mai chem pentru că am atât de multe lucruri. Cu mare drag, promitem că reedităm lucrurile. Dragi telespectatori, iată că în lumea asta frumoasă în care noi trăim cu bune, cu rele, cu dezechilibre, cu echilibre, există oameni frumoși, există oameni care gândesc mai mult decât cu mintea, gândesc cu sufletul și gândesc cu tot ceea ce transmit. Așa este și Teodora, așa este toată generația ei de tineri actori pe care, din fericire și mă simt onorat să spun că îi cunosc pe mare parte dintre ei. Mulțumim, Ștefan! Cu mare drag! Iar vouă vă urez să mirosiți scândura teatrului dacă n-aveți curajul să urcați pe ea. Pentru că mirosul unei scânduri de teatru îți rămâne în suflet și în momentul în care te întorci la ea, ai să vrei să fii acolo în permanență. Vă garantez asta. Pe drumul către eternitate în căutarea viselor, o lumină fantastică pătrunde prin faliile gândului. Dintr-o picătură de sânge, amintirile se învârt prin timp, peste nisipurile deșertului. Marele flux de emoții ne aruncă toate umbrele de pe dantela timpului. Pășind în lumina din soare, pornirea a fost sfâșiată. Gândurile s-au unit până la sâmbure. Simțirile dătătoare de viață s-au căutat umplându-ne spațiul. De undeva dorul rămâne treaz, mereu crescând. O iubești pentru că există, dar dincolo de orice minune, dincolo de drumul pornit, ai înțeles. Ea te-a iubit. Dumnezeu ne colorează clipa contopită în rotunjimea sunetului, surprinsă în echilibru cu fiecare nouă picătură, cu fiecare respirație adâncă. Un strop de nemurire, o clipă doar, în dansul nostru cosmic. Ce minune, ce prezență! Veșnic îndrăgostit, fără tine nu știu ce fac. Respir, dar oare respir? Nu mai știu de când nu ești aici. Nu mai știu dacă trăiesc. Lacrima să șteargă orice netrăire a depărtării, chiar dacă nu-mi spui nimic. Dacă te simt, e totul. Mi-era cerul pustiu,
stelele au căzut. Nu erai aici să mi le cobori în suflet. Cum să le aduc când numai tu știi să le dai strălucire? Cu o privire îți cuprinzi întreaga viață, ascunse sunt toate în tine. Niciodată nu vei rămâne singur. Dacă tu ești, cerul îmi va vorbi din nou. În mine ești tu, cea mai frumoasă dintre femei. Scăldată în privirea ta, povestea începe și se termină cu noi. Acolo, la înălțimi, vântul și soarele se luptă la fiecare pas. Când apari, nu mai știu cine sunt. Ești cu un pas mai departe, chiar mai departe. Te-a sărutat vieți și alte vieți. Sunt fericit simțindu-te în apele tale vindecătoare. Mă pierd. Dă-mi să beau. Te privesc și nu mă mai satur. În aburii dimineții îi șoptești.